Premiul Național de Poezie Mihai Eminescu este cel mai important premiu de poezie din România. Înaintea galei propriu-zise, a avut loc în fața publicului prezent decernarea premiilor oferite de editura Cartea Românească. Printre cei premiați s-a aflat și poeta, dar și regizoarea Medeia Iancu. Aceasta a obținut premiul de la editura Cartea Românească pentru volumul De la Croa este tabu, suita românească. Totodată, poeta a ținut să citească în fața unui public destul de numeros, venit pentru decernarea Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu, un poem manifest. Versurile au scandalizat însă sala, mai ales din cauza prezenței cuvintelor argotice, considerate de mulți indecente și vulgare. Tipa pe care ați numit-o, dar eu am scris, persoană. Eu sunt tipa pe care o urâți. Ar trebui să fiu băiat. Astfel, aș fi lângă voi. Și dacă un poet sau unei femei este artă. Și dacă un poet femeie în timp ce aceasta doarme este artă, nu viol. De altfel, o parte a publicului a preferat să plece din sală sau a murmurat indignat. Contactată telefonic, Medeia Iancu a spus că poezia pe care a recitat-o ieri seară în fața a sute de spectatori este un manifest împotriva violenței asupra femeilor. Ce am citit eu aseară a fost un manifest feminist împotriva violenței pe care anumite persoane o fac asupra femeilor în România, împotriva violatorilor, misoginismului. Am folosit câteva citate în poemul pe care l-am citit din alți poeți și aș vrea să spun că poezia, din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să aducă o schimbare pozitivă în viețile noastre și nu a fost nimic făcut împotriva orașului Botoșan sau al imaginii lui Mihai Eminescu sau a zilelor sau organizatorilor. Totodată, Călin Vlase, cel care a oferit premiile în numele editurii Cartea Românească, susține că și publicul botoșenan este prea conservator pentru expresia artistică a poetei. Probabil că asta a deranjat puțin, pentru că publicul botoșenan este învățat un alt tip de poezie, mai moale, mai calm, mai dulce, cum se zice așa, în dulce grai moldovenesc. Și probabil că sigur că în altă parte i-am mai citit poemele astea, dar nu au făcut, nu au scandalizat pe nimeni. Lipsă de bun simț, în primul rând. În al doilea rând, încurajează pornografia. Și nu sunt cuvinte să mă exprim, credeți-mă, sunt foarte revoltată. No, așa este impietate, ca să îți permiți să folosești un asemenea limbaj într-o zi festivă. Și care zi? O zi deosebită. Într-adevăr, probabil că dumneavoastră este revoltată de ceea ce se întâmplă în țară. Sunt de acord, suntem toți. Dar există alte metode să ne exprimăm punctul de vedere, în niciun caz într-o zi atât de importantă pentru țară. Nu sunt de acord. Organizatorii evenimentului susțin că regretă incidentul și că nu se așteptau la așa ceva. Aceasta, în loc de mulțumire, a citit poemul pe care sala nu l-a receptat și ceea ce era firesc, așa cum s-ar fi crezut poeta. Regretul nostru este al organizatorilor că am inclus această decernare a premiilor în deschiderea galei și a apărut acest regretabil moment. Medeia Iancu este poetă, regizor de film și teatru. Locuiește la București și este o cunoscută apărătoare a drepturilor femeilor în societate.